Dolion muzica populară. Unul dintre cei mai apreciați instrumentiști ai țării noastre, Petrică Vița, s-a stins din viață. El a suferit de cancer de piele și, până acum, nu a dezvăluit public problema sa de sănătate cu care s-a confruntat timp de 6 ani. În cazul lui Petrică Vița, boala a fost controlată până în ultimele luni. Din nefericire, starea sa s-a înrăutățit și a necesitat un tratament mai intens, în străinătate, la Viena, în Austria, a fost unul dintre cei mai disciplinați pacienți. A luptat timp de 6 ani, apărând mereu în fața publicului cu un zâmbet pe buze și și-a îndeplinit cu onoare responsabilitățile. Petrică Vița s-a născut în satul Valeadenii din comuna Brebu la data de 25 iulie 1966. Petrică Vița a avut o viață plină de conexiuni muzicale. La data de 12 noiembrie 1991, el a îmbrățișat căsătoria cu Ramona Buiuc, o talentată cântăreață de folclor bănățean, care a devenit cunoscută sub numele de Ramona Vița, fiica lor, Georgiana Vița. A urmat și ea calea muzicii populare și a devenit o cântăreață foarte îndrăgită în folclor.